Crăciunul l-am sărbătorit și îl să voi sărbători împreună cu familia. Sărbătoarea normal se face în familie. Acum întâlnim și cei care vin de la distanță, în alte țări. Ne adunăm adică în familie, la masă. Cum sărbătoriți dumneavoastră Crăciunul? Nu, ar fi complicat, mai bine. Nu. Un pic diferit decât cei mulți. Pur și simplu, în mod creștinește, mai mult spiritual. Și în mod religios și în familie, deci participăm și la biserică și acasă în familie cu sărbătorile tradiționale. Noi încercăm cât de cât mai mult să nască și Hristos în suflete noastre. Așa cum să nască și Hristos, să nască și suflete noastre. Prin muncă. Prin muncă și atât. Am o singură zi liberă. Pe 25. Și atunci cred că acasă cu familia, dacă o putem reîntregi, dacă nu, nu, soție. Eu nu sărbătoresc, eu sunt evreu, eu sărbătoresc Hanuca, care coincide cu Crăciunul. Ah, foarte interesant. Azi, nu? Da. În perioada Crăciunului, ce faceți? Ne întâlnim cu prieteni, noi stăm la o șuriet. Mai bem câte un barel de vin. Da, da. Și ne dorim sănătate, unul celul. Se colindă copii, umblă de la casă până la casă, bărbați, gospodarii dau bani, înainte dau nuci, mere, dar acum numai bani. Și altceva, corul de la biserică umblă la casă, la casă, strâng bani pentru biserică, adică pentru ce trebuie la biserică. Depinde, prin muncă, prin... Munceți în ziua de Crăciun? Da, normal. Suntem la 4 ani și trebuie să muncem. Nu suntem. Cu prietenii sau cu familia, depinde. Cu colegi, cu prieteni, mergem cu colinda și vestim tuturor nașterea Domnului nostru Iisus Hristos. Colind, primesc cadouri, dau cadouri și cam atât. Crăciunul. Cum putem? Putem. În familie, cu prietenii, ce faceți în ziua de Crăciun? Ce să facem? Cum să sărbătorim noi? Ne bucurăm în familie, prieteni. Primim prieteni. Citim ceva din Biblia, nașterea lui Iisus. Și ne bucurăm împreună. Că nu știu. Nu cu familia, din păcate. Nu știu, cam atât. Adică voi fi singură, probabil. Sau cu câțiva prieteni apropiați. Atât ca tot. Îmi place foarte mult să stau lângă brad. Mă atrage foarte mult, mă simt foarte împlinit când stau lângă brad. Portocale. Portocale, așa. Dar ceva? Și ne aduc și nouă câte un brăduț. Câte un brad.